Ca urmare a activităților desfășurate în domeniul ocupării forței de muncă și formării profesionale, în perioada 1 ianuarie 2014-28 februarie 2014, prin intermediul serviciilor oferite în mod gratuit de salariații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Mehedinți, au fost încadrate în muncă un număr de 841 de persoane. Aceste angajări s-au făcut în urma activităților desfășurate de către noi în domeniul ocupării forței de muncă și formării profesionale a șomerilor, defalcând acest număr total de angajări pe toate măsurile active pe care noi le-am analizat, vă putem spune că cei mai mulți șomeri, respectiv 737, și-au găsit un loc de muncă prin activitatea de mediere a muncii, 15 șomeri prin activitatea de informare și consiliere privind cariera, 38 de șomeri și-au găsit un loc de muncă după ce au finalizat cursurile de formare profesională la care au participat, prin acordarea de alocații șomerilor indemnizați care s-au încadrat în muncă înainte de a termina șomajul, au fost angajați alți 18 șomeri. De asemenea, prin subvenționarea locurilor de muncă, 4 șomeri peste 45 de ani au fost angajați la diversi angajatori. Totodată, 21 de șomeri indemnizați au fost încadrați în muncă la distanțe mai mari de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu, iar 8 șomeri după absolvirea unor cursuri de formare profesională finanțate din fonduri europene. Putem spune că și în luna martie au fost angajate foarte multe persoane, veți vedea când vom da publice aceste date, este vorba de câteva sute de persoane care și-au găsit un loc de muncă și în luna martie 2014, acest lucru ne bucură. Așa cum am spus, un număr destul de mare de persoane au reușit să-și găsească un loc de muncă și în luna martie 2014, dar cifra exactă vă vom spune la începutul lunii aprilie. Tot în această perioadă au fost începute 6 cursuri de formare profesională în meserile de bucătar, dulgher, lucrător în creșterea animalelor, operator calculator, ospătar și zidar, la care participă un număr total de 109 persoane.